înregistrarea, ne băgăm. Bun. Deci fii atent ce partidă superbă. Te-ai uitat la Cupa Mondială? Da. Te-ai uitat, nu? Superbă partidă. Știi că cine a jucat? Cum? Cine a jucat partida aia? Fabiano Caruana cu Nijata Basov. Mai precis asta. Ce e azi? Uzbekistan? Azerbaijan. Azerbaijan. Adică de unde e Shakhriar Mamedyarov, de unde e ăsta altul, cum îi spune. Din ce punct vrei să ne vedem? Îi dădui drumul la înregistrare, îi dădui. Din ce punct de vedere vrei să ne uităm? Din punctul de vedere al negrului sau al negrului, da? Normal că e deschiderea ta. Deci, Caruana alb, Abasov negru. Ăsta era pentru locul 3. Deci pentru medalia de bronz. Normal, toți calificați în semifinale s-au calificat la turneu candidați. A, l-a bătut Caruana, mi se pare. L-a bătut cu 3-1, dar știi cum a început? 1-0 pentru Abasov. Da, 1-0 pentru Abasov, după aia 1-1. 1-1, asta e partida de 1-1 de șah clasic, asta e foarte important. Și vreau să dezbatem împreună, pentru că e mult timp de gândire și e clar, Caruana e considerat de mulți ca cel mai mare teoretician în deschidere. Unul dintre cei mai mari. Deci, Abasov fiind cunoscut pentru că joacă doar sicilian a jucat. Calcie 3. Calcie 6. Și normal... Calbeci. Nu, fratele meu, joacă nebun F4. F4? Da. Ai în pregătirea ta teoretică varianta asta? Fii atent că e foarte, foarte tăioasă. E nebun B5. Nebun B5. Deci ce ai jucat la negru aici? În primul rând, o ai ca și cunoștință? Nu ai. De ce ce nu poate? Deci nu se poate, da. Nebun B5. Nebun B4. Nebun B4. Exact așa s-a jucat. Calul din D4 la B5. Ups. D6. Păi am 3. Una, două, trei. E 5 atunci. Nu pe cu 7. Da, nu, 7 nu merge pe 3. Nu, fii atent cum s-a jucat. Cale 4. Da, mă, F3. De asta zic că... Și într-adevăr am început și eu să înțeleg, băi, frate, ai nevoie de multă, multă cunoaștere în deschiderile pe care le joci, dacă vrei să joci de genul ăsta, pentru că și ăsta altul e mare maestru. Și încă o dată s-a calificat, chiar dacă e și pe locul 4, s-a calificat la turneul candidaților, pentru că m-am dus ca să nu particip. Ai văzut condițiile lui Magnus Carlsen? Nu. A zis așa, dom'le, e prea lung partidă de șah clasic la timpul actual, eu vreau așa. Dacă vreți să joc și eu, fiecare are doar o oră pentru primele 40 de mutări, așa, și să joace două partide pe zi. Ceea ce ăștia au zis pas. De 5. Calce 7 șah, ca să nu faci locadă. Deci, încă o dată, până la aici, până la D5 ăsta, deci dacă bați așa, e clar că îți bate cu ăsta. Da. Nu? Și dacă faci rocadă... Îți ia cal. Da, da, corect, îți ia și cal. Eu mă gândeam la nebun ce șapă. Da, nu, îți ia cal. Deci, încă o dată, D5, după damă F3 ăsta, D5, șah, rege pe 8, rocadă mare. A bătut, evident. Vezi alt ceva aici? Nu. Serios, nu vezi? Nu, pe bun. A bătut și a jucat damă în 7.
cumat aici. Sau dame în 7, urmat de calce 3, trebuie să dai dama pe... Nu? Deci da. Dama a 3, rege pe 1, calce 3, te-ai dus naiba, trebuie să dai dama. Uite ce mută, fii atent ce, băi, fratele meu, câtă cunoștință are individul ăsta. Deci ce joacă? Ce poate? Exact, fratele. Și păzește cu dama câmpul a 3. Dar asta i-a jucat dama pe 6. Tot mată. Tot mată. Da, da, să nu uităm că ăsta are turnul priză. Ce 3? Deci nu-ți dă mâna să schimb damele. Păi dacă bați cu calul? Dacă bați cu calul, nu? Ce turn? Sau decât să te... Tură de 3. După aceea dacă... Dacă bați în a 2, rege pe 1. Să bați cu cap. Dar încă o dată, de ce nu poți să-ți iau? Îți iau așa. Unde, aici? Nu, turn. Hă? Turn. A, ți ia turnul? Nu. Păi și nu rămâi pe minus? Deci, în primul rând, nu-i șah. Dar chiar, ia stai, ce zice aici? Deci la acest calce 3, dăm voie să... Hai să punem, să ne uităm. Nu, că învățăm amândoi, nu? Da. Dar trebuie să mai bine am și după. Și te lăsă să mai... Oh, nebun de 6, nu știu. Tăntelei sunt. Să schimb dama și pe mulți iau. Uitai că regele-i pe 8, merg capa. Și s-a dus naiba tot pe... Atât e greu, că e calitate și 2 pe 1. Păi stai un pic, deci nebun pe 8. Nebun pe rege ghi 8. Hai să zicem că joacă rege ghi 8, nu? Da, mă, da, da, mă, rege ghi 8. Da, mă, la F6. Da, mă, pe 6. Ghi F6. Ghi F6. Și dacă joc turn, a, nu. Las turn. Nu vezi ce zice ăsta, ce de 5. Da, ca să nu pierzi pe 1. Fii atent la cal de unul, bați pe ăsta. Și acum bați în D5. Păi da, dar ți-au turnul, nu muți din tur. Păi și tu nu-l iei înapoi, dar nu. Da, tură pe unul. Da, altă de-am făcut de tură pe unul. Și acum îți dai calitatea? Cum dai calitatea? Stai mă un pic. Nu așa. Ai două piese în priză aici. Ai și calul, ai și turnul. În tură pe 8. Și după ce bat? Cine va cam un cal în plus? Ce nu mai iese? Nu mai e un turn. Hă? A, n-am un turn. Da. Dar ce zice ăsta? Ăsta zice cale 8. Mă gândeam calea pe 6, dar într-adevăr calea o pare mai oțomană. Să le-au pe ăsta cu 6, să mă întorc înapoi. Deci 1, 2, 3, 4. Deci am două figuri și are pe turn. Nu? Da. Două figuri și are. Deci trebuie să muți din turn aici. Că ai turn atacat. Ce zice asta? Turn pe 2. Doi. Cal pe 6, șah. Rege G7. Rege G7. Da, dar nu joc asta. Turn pe 2, cal G4. Cine bă? Sau cal E4. Turul ea la a 2. Păi și nu-i tot aia. Toți le-au fost. Păi da, dar... Păi, de ce?
Da, așa, deci asta e foarte îndoielnică pentru tine cu negru, zic eu. Deci, încă o dată, calce 3, nebun de 6, schimb dauna. Da, deci nu. Da, deci nu merge calce 3. De asemenea, dauna C3 n-are rost. Da. Ăsta ce a jucat în partidă? G5. G5. Da, vrea să schimbe damele, să bată și el pe 2. Și dacă joacă nebun de 6? Nebun de 6, pas și-a jucat. Rege G7, damă pe 6, rege pe 6. Bată în D5, nu? Sau bată în A8? Normal că iau figură, de ce să iau calitate, nu? Calea pe D6 și poate. Aș știu cum te dau să te dau, știu. Hă? După aia știu cum te dau cum te dau. I-a jucat pe 3 și ca să interzică. Practic, eu cu albul am o tură pe ce? O tură pe un car. Da. Și pionile. Și că pionii sunt de-a dat. Un pion în plus, dar nu. Găle isolante. Cal pe 5, cal C7, pion de 4. Nebun pe 5. Care 3. Turn de 2. Precis, da? Turn de 2, da. Nebun de 7. Turn de 1. 2, 4, 6. În continuare, deci are o figură ușoară și un pion. Joacă bine mușa Basov ăsta, da, tură C8, corect. Dar asta i-a făcut sacrificiu. Cine? Turnul 3, Zeuda. Deci trebuie să bați în C7. Da, asta mi-a dus și eu aminte. Turnul pe C7. Și apoi turnul 4. Vezi ăsta? Nu știu cine. Ce de 4, nebun pe 5, zici tu. Și când îți bat? Bat în C3. Ha? Bat în C3. Bat în C3. Și îți dau șah? Merge G7. Ha. Și ce căcă, o scuză-mi expresie. Nu ești pierdut aici, nu? Deci turn 4, DC3. Turn D6, șah, rege G7, turn 3. Iată că n-am bătut calul ăsta. A, nu poți să-l bați că l-ai băs. Nu poți să-l muți? Cine ai bă? Nu poți să-l muți? Ești legat? De glie, da, mă? Așa se evită. Trebuie să scap de legătura asta, idiot. Chiar dacă joc cal pe 8, joc turne 7. A. Da. Așa se forța, nebuna 4, nebune 6. Chiar pe unul de la 2. Da, vă să nu. Asta zici că e, după turnea pe C6, zici că e câștigată tehnic, nu? Dar n-a schimbat, n-a schimbat. Păi ce-i tâmpit? Dacă nu mai are niciun pion.
Nu? Da, e pierdut. E pierdut. Dar știi cât s-a gață Abasov? Câte mutare a 31 și am impresia că durează aproape 70 de mutări. Este așa, turne 2. Încă îmi plac finalurile astea, turne 2. Turne 2. Rege pe 2, ha? Am văzut și eu că ține mult de final. Da, nebune 6. Ăsta încearcă să-și facă o portăreață. Rege ce 3, centralizare, H6. Care să facea remiză aici? Crezi? Da. L-ai văzut mai ieri la Julius Bar? Cu caroana? Se vede și a și spus săracul după asta că e foarte obosit după World Cup-ul ăla, idiot. Da, da, l-a câștigat. L-a câștigat, da. Nu că și aici s-a calificat în finală, joacă cu Alireza. Și pe Canada. Ce? A jucat frumos. Da, a jucat. L-a scos pe Canada, pe la Camura, pe... Da, deci numărul 2 și 3 mondial l-a scos, dacă îl bătea și pe numărul 1, îți dai seama. Deci, practic, Pragnanand a jucat cu numărul 3 mondial, l-a scos afară, jucat cu numărul 2 mondial, l-a scos afară, și dacă câștiga finala cu numărul 1 mondial, era turneul visului lui, nu? A făcut două remize la clasicul el. Da. La clasic n-a putut să-l bată. Nu, n-a putut. N-a putut, n-a putut, n-a putut de nicio culoare. Iar victoria aia cu albul de la șah rapid de 25 de minute, foarte, foarte ciudat a fost. Ăsta Pranananda a forțat acolo. Dar ai văzut ce înseamnă vulpe bătrână, mă, fratele meu? Pe urmă, Carson, deci l-a bătut cu negru, nemaipomenit prin o partidă, și când a fost cu albul, îi trebuia remiză să câștige. Și când a jucat ăsta sărea cu Pragnananda la E4, C5, ce crezi că i-a intrat? C3, alapil. Băi, și l-a dus într-o variantă tipică de remiză. Deci, vezi, e bine să știi și astfel de variante, la alb mă refer, în care să joci pur și simplu la remiză, să-l faci pe ăla din fața ta să turbeze de necaz. Când el, ăla din fața ta, ar avea chipurile nevoie de victorie. Dar încă o dată, mie mi-a plăcut meciul de aseară. Ce a fost aseară? Păi a început, n-auzi, Cupa Julius Bar. Și deja s-au calificat în finală Alireza Firuja cu Magnus Carlsen. Dar în semifinale a fost Magnus Carlsen cu... Firuja, nu cu Firuja, cu ăsta, cu Fabiano Caruana, și în cealaltă semifinală Wesley So cu Alireza Firuja. Și tu știi cum a început Magnus Carlsen cu Fabiano Caruana? 2-0 scurt, bang. Ok. Ba da. Deci aveau patru partide de șah rapid la 15 minute. Și care făcea 2.5 puncte câștiga. Deci lua asta mi-a trebuit jumătate de punct. Cum a făcut și în sferturi. M-am mâncat să l-a scos pe unul cu 2.5 la jumătate. I-a dat 2-0. Primele două și prea făcut remi. Băi, și l-am văzut în partida a treia, pe Magnus Carlsen, luând o bătaie de la Caruana într-un final, s-a făcut ăsta 2-1. Deci l-a bătut Caruana cu negru, efectiv, pe Magnus Carlsen, și pe urmă, în partida a patra, ca să ducă meciul în prelungiri, trebuia din nou să bată Caruana, ceva nu mai pomeni. Și nervos, Magnus Carlsen s-a aruncat pe el. Un atac din ăla, dar și Caruana, normal, având în vedere că trebuie să scoată punctul, a jucat o deschidere, dar dacă vezi partida aia, te apucă rezul. Ce partida? Nu am văzut. Păi s-a jucat aseară. Părătă-ți-mi. Aveți? Da, hai că ți-o arăt direct pe CS.com. Hai că asta oricum de aici e clar, este așa. Deci turn pe 5, rege 3, ăsta se duce și pe urmă împinge H3, rege G3. Și în momentul când împinge H4, îl ia gaia pe ăsta. Dar e de admirat, fratele meu, băi, cum joacă și Fabiano Caruana.
cât, uite, când joacă aici H4 se termină tot, începe să rupă echilibru. Și pe 4 și tu G5 și tu aici și rege H4 și pe 5 bate și ce de asta. Că după turnul E5, turnul H5, te ridici, urmează G4. Ia, fii atent la partida asta. Deci zici că vrei să țară, nu? Că e pusă pe ăsta, pe CS24. Dar așteaptă-te la ceva nemaipomenit. Deci o deschidere complet, dar complet crazy, cum se spune. Sper că nu începe rău ăștia. Cine? Păi ăla se joacă finala, da? Păi și câți bani știi aici? Dar știi ce, că tot mulți bani. Dar la loc acolo era 110.000 de euro. 110.000 de euro. Ce simpatic ești! Doamne! M-aș lăsa de șac, nu? Da. Ce atent aici? Deci uite, vezi? Deci 1-0, 1-0, 0-1. Și eu dau la remiza asta, ca să vezi ce înseamnă, fratele meu, cuțit la os și nervozitate maximă și tot ce vrei. Și a făcut remiza de la atacat, a încercat. Hai de capul meu, și pe urmă atacându-l și-a rupt din tine el. Și era să ia bătaie. Nu că pe cuvântul meu, pe tocmai de asta. Deci, până la urmă, nu ne uităm la 110, că asta e tehnică, pur și simplu. Dar fii atent aici. Deci ajunsese caroana cu două turnuri și nebun contra două turnuri și pion și n-a reușit să-l bată. Au făcut 50 de mutări și ăsta, jucând online, calculatorul imediat le-a... Dar fii atent aici. Deci, C4 caroana și E5, cal C3, nebun pe 4, cal D5, nebun C5. Și noi, E3, cal pe 6, B4, calea pe D5, B5, cal pe 6, cal pe 3. Bine. Așteaptă. E4, cal de 4. Rocată mică, deja ne duci făcut și rocada tot. A4, multe mutări de pion, fratele meu. Dar încă o dată, eu am ajuns la concluzia că acest Fabiano e nemaipomenit pregătit teoretic. Poate. Evident că e super pregătit și Magnus. Nebuna 3, C5. Cal B5. Nebun G4. F3. Ai îndrămat punctul de pion. Uite-te și tu câte mutări de pion. F3. G3. Și apoi m-am dus ca să-mi s-a aruncă. Care e pas? Care e patru? Da. Ca să-mi dam în H4. Da, mă, aș poate, da. Ce? Aia, și după așa. Așa. Și ăsta îi joacă H4. Ca să lasă că da, mă, H4. Deci fii atent câte mutări de pione are efectiv și ăsta se retrage simplu. Dar aici m-am dus asta și s-a și gândit un pic. Pentru că, pe cuvântul meu, ăsta a fost comentată partida, evident, de ăsta, de Ginger, Gemet, cu ăsta la prietenul. Deci toată lumea se gând și se uita la damă pe 6. Așa. Ăsta calculatorul mai zice aici, zice deja
negru e mult mai bine, nu? Da. Și într-adevăr recomandă prima mutare neofascist, ce a jucat Magnus Carlsen în partidă. Dar negru recomandă, să zicem, a 6, dar abia a 3 este damă pe 6. Vezi? Sau nu, ce e acolo? Da, damă pe 6. Deci, atât. Băi, și dacă negru stă mult mai bine, am impresia că la un moment dat a ajuns chiar negru-i câștigat. Vezi ce înseamnă? Pe tot domnul. Nebun H5, cea mai tare, da? Nebun E2. Să vezi pe caroana să joace o astfel de poziție cu... A avut cu regele în centru tablă. Cal G3. Tur H3, trebuie să stai să păzești pionul H4, da? Cale 2. Da, mai e 2. Cal C6. Din nou, damă pe 6, nu știu de ce nu l-a jucat. Mă rog, cal pe 6, deci cum zice? Negru e mult mai bine. Asta înseamnă că acest cal C6 din nou e prima mutare a lui. Da. Cal C6. Rege pe 2. Iată ce mutare face ca să-și aducă turnul ăsta la altă aici. Turn 2. Mario, hai să recunoaștem ce este. Deci, în acest moment, mie mi-ar fi frică de acest turn de om în ghetto. Să joci tu prima mutare recomandată de calculator. Sau a doua, uite. Da, turn 2. Și, deci aici zice negru e mult mai bine, dar după ce joacă turn pe 8, nu acum. La un moment dat zice că e câștigat. Nu acum. Turn G1, A6. Negru e mult mai bine. Băi, frate, aș face pe mine de frică. Cal G3. Eu nu pot să înțeleg aici de ce n-a jucat ăsta nebun G3. Nebun bebe. Nu cred că jucam pe 6. Da. Și pe urmă nebunul se rămâne atârnat în spate. Deci, pe urmă când calul s-ar fi mutat, bye-bye nebun. Da, deci cal C3. Se îndreaptă spre câmpul mai bun. P3. Parcă mi-aduc aminte că la un moment dat zicea că negru e câștigat. Văd că zice că e mult mai bine, mult mai bine. Nebun C1, ăsta sunt singurul câmp. Deci când te uiți aici, frate, H6. Asta mă tare slavă. Ea, black is slightly better. Dar ce vrea să facă cu H6? Să oprească turn G5. Deci ce zicea calculatorul aici? Ah, că trebuia să joace cale 5. Păi și la turn G5 ce nu-mi băgă? V3, după aia poți putea, după aia poți putea H4. Dacă bași turnul în față. Păi nu poți, că e că turnul rămâne legat de către nebun. A, tu zici, la turn G5, deci încă o dată, cale 5, turn G5, nu poți să bați cu calul, că ți-au nebunul. Stai așa, ai dreptate, da. Deci trebuie să bați cu nebunul. Da. Și după turn pe 3,
Dar pe 3, dama pe 3, ce ai? Nu mai ai. Nu mai ai. Dar nu bați. Dar ce? Ce? Păi de ce e H6? De ce nu-l iei pe ăsta atunci cu 7? Păi ai... Nu e tura pe G5. Aaa, e tura pe G5. Da. Deci asta vine. Corect. Da, ai dreptate. Deci încă o dată, turn G5... Deci cale 5, turn G5, nebun pe 3, turn pe 3, H6. Nu poți tura G4, că ți-o cu cal. Îți miei cu cal. E slabă. Tot avantajul lui dispare după asta. Cal de 5, eu te intră. Cal de 5, acum. Cal pe 4. Băi, te doare minte. Păi și nu pot să bat acum pe 3? Și pe urmă H4? Nebun G6, de ce nu pot să bat în pe 3? Nebun. Car să-mi joacă cea mai bună mutare, uite. E în continuare minus 0,95, nebun G6. Da, nebun pe 3, trun pe 3, car pe 3, damă pe 3, damă H4, egalitate. Da. Deci cu atâta, nebun pe 3, trun pe 3, car pe 3, damă pe 3, damă H4, așa. Egalitate. Egalitate. Da. Deci eu jucam nebun G6. Aș ca bine. Da. 0,97. E4. Numai ca să oprească ăsta de la D3. Vezi? Poți să joc atât nebun D3 cât și cal D3 șac. Nu? Da. Dar nebun de 3. Dar și cal de 3. E4. Dar fii atent, asta e mutare evidentă. Și calculatorul zice că negru stă mult mai bine. Deci cu o mutare înainte, ca asta, negru stă puțin mai bine dacă joacă albul ce? Damă de 1. Caruana face o mutare evidentă, cum mie mi se pare foarte evident. Am văzut lucrul ăsta de foarte multe ori în partidele de mare meștri. Întotdeauna când îți vine să faci o mutare foarte evidentă, să te pomenești că e greșită. De ce patru? Ce, Doamne, iată, mă-ți închid asta? Și aici asta trebuia să joace H5. H5. Nebun H6. Deci e clar că vreau să joc eu cu albul H5, nu? Nu? Da, și că știu mai acum că joacă tu albul 5. Mi-a cădat. De aia mi-a pământ. Nu, ți-a zicea că la H5 urmează... Băi, urmează... Da, mă, dă-mă. De
deci ai jucat nebun H7 și ăsta ai jucat D3. Uite. Tu observi o chestie aici, cum se întrepătrund așa și parcă toată, pot spune, conlucrarea între piese atârnă așa de un fel de fier de ață. Deci ăsta joacă acum D3, un pion apărat de calul din pe 4, care nu poți să-l izbunești. Să faci ăsta pateu și poți juca. Nu poți să-l izbunești. Cum să nu poți? Cum? G5. Păi e legat. E legat. Da. Gen, așa. Și când te-ai stat în ducă. Corect, corect. Nu m-am uitat deloc pe ea, să știi. Când am văzut că Magnus stă mult mai bine, adică Negru stă mult mai bine, mă uitam la cealaltă partidă al lui Ireza, cu Wesley So. Da, dar și era la ultima. În ultima? Da. După ce au făcut 3 remise. Rege G2, uite-te mă și spărție bunăciune. Deci ajunge cu regele precis, vrea să-l ia. Rege G2, ăsta cum ești? Te-ai greșit, uite, din nou, eu nu pot să înțeleg mutarea asta. Rege G2, de ce ăștia o dau cap în greșită? Bă, dar uite, e acolo, e acolo. Rege G2. Nu. Minus 1, 11, da. Da. E a treia. E a treia, da. Rege G2, damă C8. Dar și damă C8 greșită. Damă C8? Da. Greșită. Asta, da. Și ce zice asta? Damă E7. E7. Ba nu ești damă C8 a doua. Nu e. Damă E8. Păi da. Care? Damă C8, rege H2, să arăt unde vrea. F5. Aaa, de asta a jucat și D3, mă, fratele meu, ca să-și facă pionul din E4 cât mai puternic și acest nebun să nu vină la viață, nu? Nu. Pentru că la nebun de culori diferite, partea care a jucat. Damă G2, vrea să-i dea mat. Damă G2. Deci eu când m-am dus cu regele de la F2, am zis mă duc la HZ ca să fac baterie. Pe coma. Tâmpește înapoi. Și aici deja, de uite, Negru tot stă puțin mai bine. Tun G3. Vezi dacă nu mai e dama la C8, la D8? Da. Își poate permite să joace tun G3. Și ce n-ai bagi eu ce aici? Dă-mi o idee ce zice aici. Aici iar, de fapt mă uitam, eu uitam ăștia cum comentează și ei de fapt se uitau mai mult la meciul ăla altul, pentru că ăsta, deși era atentant și frumos, se uitau mai mult la Wesley So, care intrase în poziția nașparul de tot. Da. A dat în acest moment, a schimbat între partide. Ce crezi că joacă Magnus Carlsen? Damă D8. Am 3-3. Și bate cu șa. Da? Nu bate cu șa. Da, H3. Și nu, fii atent. Mă gândi la calghe 4. Dar bate cu toiul din... Nu, stai, a bătut în E4, că mi-aduc aminte. Nu intrei la minte. De genul că-ți bat în F3. Cu calul din E5. Da. Are și de bătut. Nu? De E4. Da, mă, de 8. Acum a venit. Dar întâi, deci, e. Cale 6. Tă doare mintea. Cred că n-a văzut. Bă, a văzut-o, că aici zice așa, egalitate. Dama H4.
Dar asta trebuia să câștige Caron. Da, un H4. Tură H3, portată de temat. Calpe 3. Casă ce? Păi și nu... Am turnul de aici. Păi și tata, piesă. Este. Calpe 3. Doamne la F3. Cum? Doamne la F3. Cine îți bagă turnul? Cine îți bagă doamne? Și-ți bagi și neșa, pe 4. A, nu îți bagi, îți dau șa. Păi și ce dacă nu deja? Ia stai, stai. Deci damă pe 3, turn pe 3, turn ca și 4, turn pe 2. Exact așa s-a jucat. Dar poate să mai... Ia stai, stai. Ai pionul, ai compensație. Damă pe 3, turn pe 3. Ai cine ai piesă plus? Nu. Bă, tăi ce ai? Bă, nu ai, ai pe 2 pioni. Ai pe 2 pioni. Turne 7, ia stai. White is winning. Dar stai un pic, unde se... Aici. Aici. A, trebuia să-i dat turn pe 2, șah. Ca să aducă regele pe coloana G. Da, și a jucat turn 7. Dar stai un pic, deci încă o dată. Turn pe 2. Păi cum poate joc rege? Aaa, mi-acopăr, când joc rege G3, mi-acopăr activitatea turnului din G1. Da. Turn pe 2, rege H1. Tă, doare mintea. Deci ăsta îi joacă turne 7 direct. Zici ce-ai mutat cu alba aici, lasă telefonul. Deci Carson juca greșit turne 7. Gândește-te că ești la turneul de la Niș și trebuie să bați. Mâine. Băi, faptul că reușește Caruana să facă asemenea remize e ceva și să joace la câștig. Da. Super. Superioro. Eu ce joacă asta? Da, spus. Zi. Turnul la H6. Corect. Bravo, este corect. Turnul pe H6. Se deschid diagonala în urmă. Tur pe 2 și 6. Aici așa. Rege G3. Tur ce 2. Tur ce 2. Ca să n-ai nebun pe 2. Și să ai pe ăsta în priză, pe ăsta în priză. Corect, nu? Deci e cu dus și cu întors. Și aici asta zice că white is winning dacă joci. Dacă joci. Nebun G5. Bun, uita. Iată-mi conectează caroana a 2 la câștig. La rând în fața lui. Deci în loc. Dar vezi ce înseamnă? Tot timpul trebuie să fie agresiv. Trebuie să joace nebun G5. Da, nebun G5. Trebuia să joace nebun G5. Caruana se retrage. Ba, nu, asta joc. Nebun G5. Turne 8. A, acum se retrage. Și calculatorul zicea că trebuie să joci aici și rege pe 1. Turn pe 1? Nu, rege. Rege pe 3. Ce idee? Ah, pentru că nu poți să-l bați cu ăsta, că am mat la pe 6. Da, nu poți să-l bați. Hă? Da. Da, da. Deci să joci rege pe 3, dai drumul la coloană și când bat să-ți dau mat la pe 6. Da. Și el s-a retras, săracu. Tu faci parte, ce egalitate. Suntem la mutarea
40. Și am jucat până 100 și. Nu mai bine. Știu. Ho, 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 ho. Dar pe ce idee de... Până la urmă ți le-au și eu pe ăsta. Dar ți-au prea mulți pionii. Deși, hai să fim cinstiți, nu asta ne lipsește. Modul ăsta de a juca, ne mai pune. În finalul din asta, stupide și idioate ăștia. Da. Frumos. Frumos. Frumos, Tudor, pe tine.